Și cam așa începe noul nostru voleu. Am pus pe el, sper să nu se spargă acum. Dar sper că observați și parchetul pe care l-am pus deja și plinta minunată. Arăți aici și caloriferul, pentru că aici va veni o mască superbă. Aici va zbura acest tablou și vor veni foarte multe ploi și foarte multe dulapuri, foarte mișto și foarte interesante pentru acest living. Da, este un hall, dar aici va rămâne târziu. Aici o să fie o canapea, un covor și toate nebunele ce vor mai fi. Și voi sta undeva într-un colț acolo pe canapea mea confortabilă și extensibilă. Și mă voi uita aici la televizor, pentru că aici voi pune un suport și o plasă foarte mare. Pentru că living-ul nu este, nu că nu este mare, este mare. Dar pe o parte vor veni cel vin geamurile, pe o parte vor veni pereții. Sunt foarte apropiat și nu pot să stau așa, să mă la televizor, în dreapta. Așa mai trebuie să stau pe și voi direct aici la televizor. Și pe lângă toată mobila asta vom avea și o măsuță foarte interesantă. Așa că sper în acest vlog măcar măsuța să putem să montăm deocamdată, să vedeți cât de mișto arată. Ia uite ce e aici, barosane! Asta e masa. Dar uite ce mișto o să vină masa aici, nebun. O să vină îmbinată, gen o parte gri, o parte albă în ea, știi? Gen ca două mâini așa unite. Și mobila care o să ne pe peretele ăsta, o să iasă marfă, cum uite, am pus și parchetul. Bang, bang. Și uitați ce se întâmplă la mine aici, dar vreau să vă spun că masa mea va arăta minunat. Vai, 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 va fi jumătate albă, jumătate griu acesta, superb. Și vor veni ca două mânuțe împreunate. O să iasă o nebunie. Doar că va trebui să facem o mică treabă aici, să punem tapetul, să vedem că ne va ajuta cei de la Deco Tapet. Tapet Deco este super, pentru că ați văzut ce a făcut la mine în dormitor. Și anume, acesta și acesta. Și am foarte mare încredere în ei și de aceea vrem și pe acest perete să punem un tapet superb. Pentru că dacă tot ne-am cumpărat acest apartament simplu și gol, vrem să-l renovăm și să-l facem nou-nouț de la zero. Yes! Ce fac eu, am văzut cu mașina. Și cam asta e. Vlogul nostru continuă până a vă arăta măsuța mea pe care am realizat-o cu puțin ajutor de la o persoană dragă. Este foarte mișto această măsuță. Și haideți să vedem ce mi-am luat eu pentru acest minunat parchet. Vai, ce blănițe! Trebuie doar să le perii puțin, 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 puțin. Și o să iasă o nebunie. Și apropo, o să vă arăt aici și mobila care o să vină pe acest perete. Bineînțeles, nu o pot monta acum pentru că v-am spus, trebuie să vină tipul de la Deco Tapet să pună un tapet superb aici, iar acest calorifer să-l îmbrăcăm într-o mască. Minune! Dar da, ce vedeți aici și aici, trebuie să facem noi acum și anume să desfacem toată nebunia asta și măsuța asta să o mutăm undeva puțin mai în față, ca apoi să punem noi blănițele aici pe jos. Frumos! Și pentru că am promis că o să vă arăt în vlogul meu ceea ce se mai întâmplă în căsuța mea, uitat ce blănițe frumoase mi-am luat eu! Și cât de frumos vine această măsuță. Bine, nu va rămâne aici pentru că aici va fi pantofarul. Dar uitați cât de frumos de aici! Ia, sunt tare bucuroasă! Încet, încet, brui de contur tot ceea ce vreau să realizez. Ias! Iar vlogul nostru se încheie cu un mic cadou din partea tipei de la unghii, și anume Dita, pe care o ador. Bine, l-am dus eu deja, am zis că nu este frumos să arătăm ce am dus eu acolo. Iar mâine voi merge și la doamna mea preferată de la Perfection, de la epilarea definitivă cu laser. Și vă pune un cadou acolo, este o surpriză pentru dânsa. Dar o apreciez foarte mult. Am primit, să mergem mai departe.
bomboană, de fapt mai multe bomboane, o cutie mare de bomboane. Super mișto și voi spune că o să le mănânc, dar nu le mănânc pentru că vreau să le țin amintire, sincer. Și un clar, de fapt este un plic superb. Și avem aici un mesaj că am desfăcut, eu a tras cu ochiul. Ia uitați că avem un mesaj aici special. Opa, a căzut. Scuzați. Ia să vedem ce mesaj avem noi aici. Cu drag și-am făcut cu ștampire. Ia uitați ce frumos. Eu am crezut că este o scrisoare aici. Vai, uitați ce frumos. Cu drag pentru tradiție. Uitați ce brățărică frumoasă, cu ce inimioară superbă am aici. Să băgăm în casă, că nu vreau să o purtăm acum, dar acum o să pun eu la mână. Vai, deci o ador. Mulțumesc, Dita, și chiar mă bucur foarte mult să primez lucruri utile. Eu i-am pus ceva frumos, ea știe bine ce i-am pus acolo, să-i se potrivească cu tot decorul pe care l-are ea când venim noi la unghiuțe. Dar acest plic îmi place, zici că fac o reclamă acum. Îmi place pentru că are și multe compartimente și chiar l-ador și chiar este un lucru foarte folositor pentru mine. Mulțumesc! Și pot să vă zic, așa se încheie vlogul, dar am și puține emoții. Dar îmi place foarte mult să dăruiesc cadouri și mie, bine să și primesc, dar îmi place foarte mult să dăruiesc. Cred că ați văzut și în emisiunea la care eu am participat. Crăciunul ăsta cred că o să fie unul mai deosebit, pentru că nu mai am iubit, dar am o familie foarte frumoasă și persoanele apropiate mie foarte mișto la suflet și nu cred că o să duc dorul. Și până la Crăciun sau chiar de Crăciun să vedem acum, probabil o să merg să văd și cățelușul meu pentru că mi-este tare dor de Zoro. Suntem la o distanță amândoi, cam măricică, dar o să ne întâlnim curând și o să vi-l arăt pe vlog. Și cred că o să nebuniți de plăcere și de extaz, pentru că este un nebun. Uite, totul mi-ar așa zbor mereu. Un nebun! Deci, un nebun. Când mă vede, creierul nu mai funcționează. Deci, când mă vede, nu mai știe o să ducă. Sus, jos! Hai, ma! Bine, la fel ca mine, că așa reacționez și eu când sunt foarte fericită și când mă bucur de lucruri foarte mici. Mai lăsați-mi aici idei cu ceea ce vreți să facem pe viitor în următoarele mele vloguri. Și o să țin cont de ele, pentru că probabil v-am cam plictisit cu lucrurile pe care le fac eu în casă, dar simt nevoia să portoșesc și cu voi bucuria mea și de asta le și fac. Uite și tu de o rochetă. De asta le și fac pentru voi, dar poate aveți idei pentru a face mai multe vloguri amuzante. Nu uitați să dați subscribe, like, abonați-vă la canalul meu pentru că m-a ajutat foarte mult treaba asta, nu doar să vă uitați la videoclipurile mele, doar la vlogurile, de fapt, ale mele, că nu prea mă pricep cu nebunile astea. Dați acolo subscribe să crește mult în urmăritori și puteți intra și pe Instagramul meu, Buzoi Roxana Oficial, sau pe Facebook Roxana Dina Buzoiu. Unde să mai intrați? Unde să vă mai duc? Pe TikTok, Roxana Fines, nu știu unde să mai vă duc. Dar cred că cel mai important e să vă adunați mai mulți subscriberi aici. Și poate cândva vom lua și noi butonul de argint. Așa că intrați mai mulți acolo, de fapt, acolo pe Instagram, pe Buzoi Roxana Oficial și aici, pe vlogurile mele, să câștigăm și noi, nu? Să luăm odată butonul ăla, nebunia aia.